Stimați domni miniștri, stimate domnule președinte al Consiliului Național al Rectorilor, onorați invitați, dragi colegi rectori, dragi colegi și cred că pot să continui, dragi prieteni, atât ai Universității, cât și a invitatei noastre de seamă astăzi. Ca întotdeauna nu pot să mă formalizez 100% când vorbesc despre ceva sau când vorbesc despre cineva, așa că nici astăzi nu mă pot abține să nu spun câteva cuvinte înainte de a da citirea acestui laudațiu. Dacă stăm și ne gândim ce ar însemna titlul de doctor honoris causa acordat de o instituție, unei personalități, nu putem decât să fim mândri atunci când o personalitate care și-a pus amprenta asupra învățământului românesc în ultimii mai mult de 23 de ani, că acceptă acest lucru din partea unei universități, nu poate decât să ne bucure. Iar această persoană nu este altcineva decât doamna, cum îi spunem cei apropiați, doamna ministru Ecaterina Antonescu. Și țin să-i mulțumesc și eu că a acceptat acest titlu. Și mai dezvălui ceva înainte, când însă a încercat să... Adică nu, a încercat și a și reușit să spună speech-ul pe computer. Îi spuneam, vedeți cât de multă lume a venit, dânsa mi-a spus, păi da, era CNR-ul. Țin să spun că a fost puțin invers. CNR-ul a fost datorită acestui eveniment. Deci una peste alta, doamna ministru, nu vreau să vă laud foarte mult, dar sunt niște lucruri pe care le spun din suflet. Bun. Și acum să trec la partea de laudație. Se cuvine să vă mulțumim de la bun început tuturor celor care ați ales să împărtășiți bucuria comunității academice alba-iuliene, care este profund onorată să primească în rândurile ei, ca membru honoris causa, una dintre cele mai fine și mai profunde personalități ale învățământului, cercetării și culturii românești, în prezența distinsei doamne profesor universitar dr. Ecaterina Antonescu. Încercând să rezumăm esența unui atare eveniment, am fi tentat să spunem firesc că festivitatea de astăzi nu face decât să așeze alături de alte instituții care au fost onorate la rândul lor de colaborarea cu doamna profesor Antonescu în multiplele ipostaze ale activității didactice, manageriale și științifice pe care domnia sa o desfășoară. Mai apoi, am putea să spunem simplu că săvârșim un gest firesc de recunoaștere a numeroaselor contribuții ale sărbătoritei de azi la dezvoltarea învățământului românesc, deopotrivă, în timpul procesului de racordare la sistemul european, în etapele actuale de activare a unor principii și a unor valori care să ne asigure performanța spre care tindem. Mărturisim însă că la toate acestea se adaugă un aspect particular care primează în decizia noastră de a-i face invitația să devină parte a comunității academice Alba Iuliei. Aici, la Alba Iulia, doamna profesor Ecaterina Antonescu pare să aibă de mulți ani o familie în care devine spre a o sprijini, spre a o consolida, alăturindu-se tuturor eforturilor noastre de a ne crea o identitate academică stabilă în perimetrul educației naționale. Suntem și trebuie să recunoaștem acest lucru printre privilegiații pe care doamna profesor îi păstrează mereu aproape, probabil și pentru că a simțit că aici, la Alba Iulia, păstrăm nealterate principiile moralității înalte, valorile patrimoniului spiritual și intelectual românesc, dar și o condită academică robustă, dublată de încrederea de a ne menține un echilibru stabil în contextele adesea tensionate și precipitate care caracterizează societatea românească în anumite perioade ale evoluției. Tocmai aceste aspecte, cultul valorilor și respectul pentru armoniile umane nealterate, ne-a determinat să facem această reverență academică în fața personalității puternice a distinției noastre invitate. Festivitatea de astăzi, credem noi, ne așează împreună într-o valoare, ca să parafrazăm pe filozoful Constantin Noica. Pledoaria pentru valoare este și în acest caz forma noastră de a ne opune surogatelor din societatea contemporană, și sperăm noi o lecție despre demnitățile fundamentale ale poporului român. Născută la data de 7 aprilie 1948 în localitatea Malovăț, județul Mehedinți, și după un parcurs de studii preuniversitare încumnat cu succes, doamna profesor Ecaterina Antonescu a obținut diploma de inginer în anul 1972 în specializarea știința și ingineria materialelor oxidice la Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Chimie Industrială. După câțiva ani, în 1983, a obținut și diploma de doctor în cadrul aceleiași universități politehnice, de care își va lega întreaga activitate didactică ulterioară.
De remarcat este area curriculară foarte largă în care doamna profesor Ecaterina Andronescu s-a perfecționat, fiind specialistă în chimia fizică a stării solide, diagrame de echilibru termic-fazal, știința materialelor oxidice, materiale ceramice cu proprietăți electrice și magnetice, ceramici termomecanice, biomateriale, nanomateriale, sinteza și caracterizarea materialelor ceramice. A urmat ritmic și acumulând în fiecare etapă experiența cuvenită, toate treptele parcursului academic, fiind asistent, șef de lucrări, conferențiar și actualmente profesor universitar în cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor. S-ar putea spune, fără riscul de a greși, că destinul profesoarei al doamnei profesor se suprapune pentru o perioadă îndelungată de destinul instituțional al Universității Politehnica București. Din seria cursurilor predate de-a lungul anilor, cu activitate la catedră, dublată de numeroase cărți și studii complementare, enumerăm doar câteva. Chimia fizică a stării solide a silicaților, știința materialelor oxidice, biomateriale, materiale ceramice cu proprietăți electrice și magnetice, ceramici termodinamice, nanomateriale. De altfel, activitatea științifică a distinsului nostru oaspete este greu de prins în cadrele strânse ale unui material de prezentare, întrucât, deși ne-am putea referi la numeroasele cărți, cursuri universitare, îndrumare de laborator și la cele peste 300 de studii și articole de specialitate, lucrări științifice publicate sau prezentate la conferințe științifice în România și străinătate, o hatare cuantificare ar fi una superficială, pentru că, în fond, conținutul de idei, pertinența științifică a conținutului, doza majoră de noutate oferită mediului științific și universitar, valoarea punctelor de vedere, abordarea inovativă a unor probleme din domeniul de referință, concretizată printre altele într-un brevet de inventator, sunt singurele forme prin care poate fi evaluată moștenirea pe care ne lasă ca specialist cu fiecare nou proiect de cercetare